Vedem ce se întâmplă cu clima, pentru că vremea o ia razna din ce în ce mai tare. Furtunile au făcut ravagii în mai multe zone din țară. La Zalău a plouat cu gheață, iar străzile s-au transformat în râuri. Să vedem imaginile. Vedem fenomene extreme în toată România, cu toate că temperaturile ar trebui să crească. Vedem, vremea se răcește și în alte țări vorbim despre recorduri de temperatură, iar specialiștii anunță un an care va fi marcat de extreme din cauza cunoscutului fenomen El Niño. Este alături de noi doamna Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua! Mulțumesc pentru intervenție, doamna Bojariu. Vedem temperaturi care trec bine de 40 de grade, recorduri în Asia, recorduri și în Spania. La ce să ne așteptăm? Cum ajunge să fie pe vremea, clima la noi? Bună ziua! Da, în Asia de Sud-Est și în Asia de Sud, în aprilie și mai avem temperaturile cele mai ridicate, apoi vine musonul, cel care aduce ploi și atunci evident că și temperaturile mai scad acolo, dar chiar și acolo temperaturi care au depășit 40 de grade, 44, în unele locuri s-a ajuns chiar și la 45, sunt dincolo de ce ar fi normal în perioada și locul unde s-au înregistrat. Pe de altă parte, vedeți că în Spania am avut doborât recordul de temperatură maximă pentru luna aprilie. În Portugalia, iarăși, am avut temperaturi care s-au apropiat de 40 de grade. În Maroc am avut temperaturi de peste 40 de grade. O săptămână foarte caldă în Canada a adus incendii de vegetație și, pe de altă parte, inundații în altă zonă datorită topirii bruște a zăpezii acolo. În Europa, dacă ne întoarcem, Europa e împărțită acum iarăși în două. În sud-vestul, vestul Europei avem temperaturi mai ridicate decât ar fi normal, în timp ce în centrul, estul, sud-estul Europei temperaturile sunt mai scăzute și avem aceste manifestări în zona noastră și în estul, sud-estul Europei, manifestări care până la urmă țin de intrarea în sezonul furtunilor de vară cu grindină, cu intensificări de vânt, cu precipitații abundente care cad în interval scurt de timp. Cum va arăta această vară la noi, doamna Bojariu? O să vedem tornade? Ce o să mai vedem? Că tot avem parte și noi de premiere. Da, eu sunt climatolog, nu vă voi face o prognoză a verii, dar din punct de vedere climatic e clar că avem o tendință de creștere a temperaturii vara, în majoritate, în toată țara, practic, e adevărat, cu nuanțări în funcție de zonele pe care le analizăm. În general, această tendință este mai pronunțată și se va accelera, din păcate, în anii ce vin, odată cu mersul încălzirii globale, care chiar dacă reducem emisiile, nu va putea fi complet stopat. Deci ne putem aștepta la valuri de căldură în continuare, dar în același timp aceste valuri de căldură pot fi întrerupte de instabilități atât de puternice, mai puternice decât eram obișnuiți până acum, cu furtuni de vară, cu astfel de manifestări care pot să ajungă în fază extremă, inclusiv la generarea de tornade. Tornadele nu sunt un fenomen necunoscut în România și istoric au fost documentate, dar în condițiile schimbării climei, pe fondul în care avem o cantitate sporită de căldură și de vapor de apă în atmosferă, manifestările pot fi mai severe și în cazul acestor furtuni de vară, care, cum vă spuneam, 10% dintre ele pot fi foarte severe și să ducă la astfel de impacturi asupra comunităților locale. Mulțumesc, doamna Roxana Bojariu, pentru toate informațiile. Să sperăm că nu vom vedea atât de multe tornade și la noi. Mulțumesc pentru intervenție. Schimbăm registrul.